bine ați revenit pe canalul meu! Nu știu câte dintre voi folosiți măști de față, cu toate că eu vi le recomand cu mare căldură, atât pe acestea despre care o să vorbim astăzi, cele care se spală, cât și acelea tip șervețel care mi se par absolut geniale. În rutina mea de skincare, mie îmi place să folosesc măști, au rolul de a oferi hidratare și luminozitate tenului. Asta este ceea ce îmi doresc eu de la o mască. Desigur că voi puteți folosi măști în funcție de dorințele pe care le aveți, în funcție de ceea ce vreți să vă ofere masca respectivă. De menționat este faptul că măștile nu au puterea de a acționa atât de intens în stratul de piele, ele acționează la nivelul epidermei, ceea ce vedeți voi. Au rolul de a curăța, de a lăsa pielea catifelată, curată, fără impurități. Eu folosesc cel puțin de 2 ori pe săptămână măști și de-a lungul timpului v-am tot vorbit despre măștile de tip șervețel. V-am arătat foarte multe branduri de la care folosesc, în special în clipurile cu Empties, vă arăt de asemenea și pe stories pe Instagram, însă nu am detaliat niciodată măștile de tip wash-off, adică cele pe care le pui și trebuie să le speli de pe față pentru a le îndepărta. Și m-am gândit să fac acest clip pentru că în ultimul timp am 5 măști pe care le-am tot folosit, le-am tot alternat, sunt măști care îmi plac foarte mult, îmi lasă pielea foarte curată, catifelată, luminoasă și aș vrea să vi le prezint în clipul ăsta pentru că fac o treabă foarte bună. Un alt lucru foarte important de menționat este faptul că orice mască ați aplica pe față, este foarte important ca tenul vostru să fi fost curățat înainte, adică spălat și folosit un toner înainte. Fața trebuie să fie curată atunci când aplicați o mască, chiar dacă nu ați purtat machiaj, trebuie să vă spălați tenul cu un gel de curățat. Și pentru că v-am spus că îmi place să folosesc măști și oferă luminozitate tenului, am aici una care a fost special începută pentru așa ceva și este vorba despre Glow Mask de la Mr. Scrubber. Asta este o mască care costă 81 de lei, o găsiți pe site-ul celor de la Mr. Scrubber și are 150 de grame. Are un gramaj destul de bun raportat la preț, va ajunge foarte, foarte mult timp. Eu sunt la jumătate. Are o textură foarte ușoară, datorită pudrei de perle din compoziție, oferă luminozitate tenului și are și un efect antiinflamator. Conține caolin, ce ajută la reglarea excesului de sebum și extract de aloe vera, ce are efect calmant, purificator și de întinerire. După folosirea acestei măști, pielea rămâne foarte catifelată, curată și luminoasă, ceea ce îmi place foarte mult. Și de asemenea, este o mască care, folosită cu regularitate, reduce petele de pigmentare și oferă un aspect uniform feței. După ce și-a făcut efectul, în jur de 5 minute scrie pe ea că trebuie să o lăsați pe față, o îndepărtați cu apă călduță. Următoarea mască despre care o să vorbim, v-am arătat-o cred că acum 2 săptămâni pe Instagram și v-am dat câteva detalii acolo despre ea. Vă spuneam că îmi place să o folosesc pentru că este o mască purificatoare. Și vorbesc aici despre masca cu cărbune și miere de la Origins. Pasta o găsiți în Sephora, are 75 de ml și costă 151 de lei. Este o mască purificatoare, detoxifiantă, ce lasă tenul foarte curat, dar și hidratat în același timp. Deși este o mască purificatoare, să știți că nu oferă senzația aceea de strângere. În momentul când este aplicată pe față, în momentul când începe să se usuce, o să simțiți cumva cum se crapă pe față, atunci este momentul să o clătiți neapărat, însă nu oferă acea senzație de la care să simți efectiv că te strânge fața sau că nu îți place senzația. Este foarte confortabilă pe ten, are un miros foarte discret, de fapt miroase a miere și de asemenea arată foarte, foarte mișto înăuntru, are această culoare metalică, este un cachi metalic.
Îmi place foarte mult, foarte mult, îmi place să o folosesc, mai ales că în momentul când o pui pe față, miroși toată, numai a miere. Este foarte ok ca textură și ca formulă. Lasă pielea curată datorită cărbunelui de bambus din compoziție, ce ajută la eliminarea toxinelor și impurităților, iar hidratarea pe care ea o oferă este datorită mierii din compoziție și a narciselor. Deși este o mască purificatoare cu o formulă foarte bună, să știți că nu o recomand unui ten sensibil sau unui ten cu probleme. Și când spun ten cu probleme, mă refer la acele pustule care îi supurează. Deci dacă aveți astfel de probleme, nu recomand folosirea acestei măști. Metoda de aplicare este aceeași, pe tenul curat, fie cu o spatulă de plastic sau cu o pensulă cu păr sintetic, evitând zona din jurul ochilor și a gurii, o lăsați să acționeze, o clătiți cu apă călduță și vă continuați cu ritualul de îngrijire. Acum o să vă arăt o mască care are o metodă de îndepărtare diferită față de restul măștilor. Este o mască despre care eu v-am mai vorbit într-un clip și o să vă las linkul în descriere pentru a-l vedea și pe acela în cazul în care vă interesează. Vorbesc aici despre masca magnetică de la Renaissance. Măscuța asta o găsiți pe site-ul celor de la Life Care, are 50 ml și prețul ei este de 150 de lei. Asta este o mască ce oferă o hidratare foarte, foarte intensă tenului, pentru că are foarte multe uleiuri în compoziție. Este îmbogățită cu retinol și matrixil 3000, ceea ce ajută la netezirea ridurilor, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Formula măștii este bazată pe particule de fier și ingrediente anti-age. Este foarte, foarte bună pentru persoanele care doresc o netezire instantă a ridurilor. Credeți-mă că în momentul când îți dai masca asta jos, efectiv fața rămâne foarte luminoasă și foarte, nu știu cum să vă zic, de parcă zici că îți trage cineva așa toată pielea în spate. Oferă un efect de lifting foarte vizibil. Timpul de acționare al acestei măști este de 5 minute și credeți-mă că își face treaba foarte bine, nu trebuie să o lăsați mai mult de 5 minute. Masca se aplică pe față cu ajutorul unei spatule de plastic. Masca vine însoțită de această spatulă, se aplică doar cu o spatulă de plastic. Atât, nu folosiți altceva în aplicarea ei. Și de asemenea vă spuneam că are o metodă altfel de îndepărtare. Ea vine însoțită și de un magnet, acesta este, magnet pe care îl puneți într-un șervețel și pur și simplu treceți cu șervețelul pe deasupra măștii, iar masca se va lipi de șervețel datorită acestui magnet. În momentul când ați luat toată masca, scoateți magnetul și aruncați șervețelul. Aceasta este metoda de îndepărtare a acestei măști. Nu o îndepărtați cu apă, cu absolut nimic, doar prin această metodă. După îndepărtarea măștii, uleiul care rămâne pe suprafața pielii trebuie să-l masați complet până în momentul când intră în piele. Iar acum o să vă arăt tipul de mască cu care se doarme. Și vorbesc aici despre Laneige Water Sleeping Mask. Asta este o mască pe care o găsiți pe site-ul celor de la Sephora, la cantitate de 25 ml și costă 67 de lei. Eu aici am un recipient de 15 ml pe care l-am luat de pe Makeup Shop. În cazul în care nu știați, cei de pe Makeup Shop au început să comercializeze și ei produse coreene, iar în momentul când le-au adus, am găsit acest recipient la 15 ml și pentru că am vrut să o încerc, l-am luat și eu. Eu pe ăsta am dat 25 de lei, nu știu să vă spun dacă se mai găsește pe site-ul celor de la Makeup Shop, dar puteți verifica. Este o mască pe care o lăsați pe ten pe parcursul serii și o clătiți următoarea zi. Este foarte eficientă în sezonul cald pentru că are o formulă foarte ușoară, este foarte light, ce se absorbe foarte repede în piele. Ea arată cam așa. Este foarte eficientă în sezonul cald, nu aș spune că oferă același grad de hidratare în sezonul rece, însă pentru sezonul cald, primăvară-vară, face o treabă
extraordinară. Reîmprospătarea și hidratarea pe care o oferă această mască pe parcursul nopții se datorează apei minerale hidroionizate și a vitaminelor din compoziție pe care le conține. În rutina mea de îngrijire, pe sezonul cald de anul trecut, eu am folosit crema Waterbank tip gel de la ei și mi-a plăcut foarte mult. Îmi lăsa pielea foarte hidratată, foarte catifelată și luminoasă și exact cam asta face și această măscuță. De asemenea, este un produs non-comedogenic și masca este pentru toate tipurile de ten. O altă mască pe care îmi place să o folosesc în sezonul cald, datorită efectului pe care îl oferă tenului, este aceasta de la Revolution cu aloe vera și water lily. Produsele de la Revolution, cel puțin cele de skincare, le găsiți pe Pink Panda și Notino. Această mască are 50 de ml, iar prețul ei este de 52 de lei. Este o mască de tip gel. Cam așa arată înăuntru. Este o mască ce are un efect răcoritor. Asta îmi place foarte mult la ea, mai ales dacă este folosită în sezonul cald, în special vara. Oferă acea senzație de răcoare. De asemenea, măscuța stimulează strălucirea naturală a pielii. Ce vreau să mai menționez despre ea este că în momentul aplicării este foarte probabil, în proporție de 80-90%, să simțiți niște mici furnicături, furnicături care se reduc pe parcursul uscării măștii pe față. Eu am simțit chestia asta, prima oară m-am speriat și m-am dus repede să caut pe net ca nu cumva să am o reacție alergică la ea, însă nu. Este ceva normal în urma aplicării acestei măști. Țin să vă spun că eu nu am avut nicio reacție alergică la ea de câte ori am folosit-o, a fost totul ok. Țin să menționez asta pentru că eu sunt o persoană care este alergică la anumite produse. Datorită acestui efect pe care îl are asupra tenului, nu o recomand unui ten sensibil sau iritat. Oferă hidratare datorită glicerinei și extractului de zahăr pe care îl conține, iar pielea în urma folosirii acestei măscuțe rămâne foarte catifelată și luminoasă. Acestea sunt cele 5 măști de tip wash-off pe care eu le folosesc în ultimul timp și care îmi plac foarte mult. Îmi plac pentru că îmi oferă nivelul de hidratare și luminozitate pe care eu mi-l doresc de la o astfel de măscuță. Dacă și voi folosiți tipul acesta de măști, aștept să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți ce anume folosiți și de ce vă place produsul respectiv. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, un share, poate mai ajută și pe altcineva și de asemenea să vă abonați canalului meu. O să vă las în descriere toate detaliile de care aveți nevoie și cam asta a fost pentru astăzi. Până data viitoare, vă pup! Pa, pa!